Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul dr. Sorin Băilă, medic primar chirurg în Institutul de Chirurgie Cardiovasculară CC Iliescu din București, specialist, unul din puținii specialiști, se spune, adevărați din România în chirurgia vasculară. O disciplină și o specialitate foarte importantă despre care vom vorbi în cursul acestei emisiuni. Bine ați venit în emisiune, vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Vă mulțumesc mult, domnule profesor. Permiteți-mi să vă salut pe dumneavoastră și pe telespectatorii emisiunii dumneavoastră. Și permiteți-mi, pentru început, să vă spun că mă simt deosebit de onorat să fiu invitatul dumneavoastră, pentru că nu ascund un lucru la care simt foarte mult și pe care îl știe foarte multă lume. Vă prețuiesc foarte, foarte mult pentru ceea ce sunteți din punct de vedere profesional și pedagogic, pentru un creator de școală medicală chirurgicală și pentru un deschizător de drum în transplantul hepatic. Am lucrat cu dumneavoastră, știu despre ce este vorba și apreciez deosebit de mult ceea ce ați făcut pentru chirurgia din România. Mulțumesc și eu pentru apreciere. Dacă ar fi să încep cu asta, chirurgia de transplant e chirurgie vasculară, în esență. Mi-aduc aminte că șeful meu de la New York, în Statele Unite, în timpul stagiului de acolo, fusese la origine chirurg vascular, nu chirurg hepatic. Și din chirurg vascular a făcut specializare în transplant și a devenit chirurg de transplant hepatic. Și pe acest model, foarte mulți chirurgi de transplant au provenit din chirurgia vasculară. Domnule doctor, aș începe prin a vă întreba, momentul de față, care e patologia cea mai frecventă aici în România cu care se confruntă chirurgii vasculari, ca să discutăm după aceea de problemele pe care le pune această patologie și de informațiile care ar putea fi utile celor care ne urmăresc. Vă răspund la această întrebare prin a defini chirurgia vasculară și nu o fac întâmplător. În primul rând, mi-a plăcut întotdeauna să plec de la definiții, pentru că ne poziționează foarte corect în miezul problemelor pe care trebuie să le rezolvăm. Pe de o parte, pe de altă parte, chirurgia vasculară, deși monospecialitate, disciplină de sine stătătoare și în România, foarte tânără specialitatea. Practic, în Europa merge de prin anii 1990, în România de la începutul anilor 2000. Chirurgia vasculară e o disciplină care este, din nefericire, puțin cunoscută. Deci, îmi permit să vă definez chirurgia vasculară. Este specialitatea care se ocupă cu diagnosticul și tratamentul bolilor venoase, arteriale și limfatice ale întregului organism. Mai puțin, și dacă ne referim strict la patologia arterială, arterele intracraniene și arterele inimii. Dacă ar fi să răspund strict la întrebarea dumneavoastră, de departe, cea mai frecventă patologie este patologia venoasă cronică. Pe studiile epidemiologice făcute și în România, practic, prevalența bolii venoase cronice este undeva între 70 și 80%. Deci o prevalență absolut impresionantă, care explică și interesul deosebit al lumii medicale în formare și nu numai pentru pacientul cu boală venoasă cronică și explică de ce sunt țări în care deja flebologia este disciplină de sine stătătoare. Dar departe, cea mai importantă din punct de vedere a morbidității și mortalității este patologia arterială periferică. Și când zic artere periferice, după cum reiese și din definiție, sunt toate arterele corpului uman, mai puțin arterele intracraniene și arterele coronare, arterele inimii. Da, e foarte bine că ați făcut aceste precizări. Aș începe cumva de la coadă spre cap, să zic așa. Haideți să vorbim puțin despre patologia limfatică pe care ați inclus-o, dar nu ați detaliat-o și unde sunt și acolo probleme și v-aș întreba cam la ce nivel se află ea în România, mai ales când vorbim de limfedem și de posibilitățile pe care le are chirurgul în fața unei asemenea boli.
Da, nu numai de la coadă la cap, ați început din partea cea mai delicată a specialității noastre, pentru că cu asta se începe. Patologia vasculară este cenușăreasa disciplinelor medicale și dacă este să vorbim între noi vascularii, patologia limfatică este cenușăreasa patologiei vasculare. Având în vedere faptul că bolile limfatice, de regulă, nu se bucură de un tratament intervențional. Sunt situații limitate în care în care chirurgia, într-adevăr, are un aport și când un pacient cu un limfedem cronic, cum spuneți dumneavoastră, poate să beneficieze de un tratament chirurgical, dar de regulă, tratamentul conservator este cel care se folosește în aproape toată lumea și vreau să vă spun că există un centru de referință în Europa, undeva în Germania, în Fălbi, unde am avut și noi niște pacienți pe care i-am trimis în ideea că, mă rog, ar putea să existe, eu știu, un tratament special, însă lucrurile stau în felul următor. Foarte, foarte, foarte multă fiziokinetoterapie, drenaj limfatic, compresie și contenție externă, elastică și inelastică, iar chirurgia în situații foarte, foarte, foarte limitate. În continuare, pacientul cu boală limfatică cronică este unul dintre cei mai lipsiți de posibilități terapeutice. Practic, noi aplicăm măsurile noastre terapeutice pentru a menține un oarecare echilibru în evoluția bolii, că din nefericire și aici vorbim despre o boală evolutivă complicativă și pentru a preveni complicațiile care nu sunt puține și uneori chiar cu un răsunet, cu un impact important atât asupra integrității membrului pe lumina afectat, dar dacă vorbim despre o infecție severă și cu un impact al stării generale a pacientului. Da, aici, în fond, povestea asta are mai multe aspecte. Ea pleacă de la o intervenție, de regulă pleacă de la o intervenție chirurgicală de tip oncologic, o intervenție oncologică cu viză radicală și care include și implică o evitare limfoganglionară, și care de multe ori se soldează cu apariția acestui limfedem, cel mai des în cazul limfedemului de brață după chirurgia cancerului mamar, uneori și după chirurgia cancerelor pelvine cu un limfedem al membrului inferior. Și chirurgul oncolog este între două, să spun așa, extreme, între a exciza prea puțin ganglioni, în ziua de astăzi acestea chiar se numără de către anatomopatolog și sunt cumva un certificat de radicalitate al operației, dar în partea cealaltă se extirpe prea mulți ganglioni, de asta s-a introdus la sân conceptul de ganglion sentinelă și așa mai departe, și să apară această complicație absolut redutabilă și foarte greu de controlat și cu impact foarte mare asupra pacientelor. Și aici așteptările au fost cumva foarte mari, dar probabil nu întru totul realiste, că o reconstrucție limfatică este posibilă care să restabilească fluxul limfatic. Din câte ne spuneți dumneavoastră, evident există limite. V-aș întreba legat de acest centru din Germania, care de fapt e un model, până la urmă, medicina astăzi se face în zone din ce în ce mai specializate, o să ajung și când discutăm despre următoarele segmente pe care vrem să le abordăm în discuția de astăzi. Și cu atât mai mult pentru astfel de probleme speciale, rezultatele bune se obțin doar în centre care și-au ca preocupare uneori exclusivă problema respectivă. Din rezultatele pe care le-ați văzut dumneavoastră, bazate mai ales pe kinetoterapie, pe fizioterapie, deci și mai puțin pe chirurgie, totuși, până la urmă, pot fi obținute rezultate în astfel de cazuri. Da, pot fi obținute exact în scopul ținta pe care vă aminteam, de a echilibra, de a aduce un echilibru în evoluția acestei boli și de a preîntâmpina complicațiile. Da, am văzut,
Desigur că rezultatele sunt cu atât mai promițătoare cu cât tratamentul se începe mai precoce sau când se tratează pacienții cu vârste tinere. Ceea ce spuneați dumneavoastră, o complicație pe care o vedem și noi, că pacienții, sunt mulți pacienți care ni se adresează cu acest edem limfatic cronic post terapie chirurgicală în boala neoplazică, sunt situațiile cele mai greu de rezolvat din toate punctele de vedere, însă nu am văzut complicații foarte redutabile în afara apariției limfedemului cronic, care să amenințe membrul respectiv și punând în balanță că, de fapt, asta este marea provocare a profesiei pe care o avem, e foarte simplu să alegi între alb și negru, trebuie să alegem între nuanțele de gri și uneori este foarte greu să stabilim diferența între nuanțele de gri, dar cel mai simplu este să punem pe cele două tabere ale balanței beneficiu și riscul. Indiscutabil că în fața unei cure radicale, a unei boli atât de severe, unei boli redutabile, care este boala neoplazică, unui fedem cronic, să spunem că îl putem accepta. Este deranjant pentru pacient, dar eu cred că îl putem accepta și asta vă spun pentru că deja am pacienți pe care îi văd de ani buni de zile, 10-15 ani de zile și care sunt într-un echilibru. Asta poate că e bine de știut, întrucât în acest context, chirurgii oncologi ar putea să fie tentat să facă un anume rabat în condițiile în care demul postoperator, limfedemul postoperator ar fi perceput extrem de negativ, în contextul în care el e perceput ca fiind o complicație oarecum acceptabilă în schimbul radicalității oncologice. Asta oferă o altă perspectivă asupra acestei complicații. Credeți că un centru de tipul celui din Germania ar fi necesar și în România? Orice se aduce, orice input în serviciile medicale și mai ales în patologia vasculară este binevenit. De fapt, există o tendință a unor colegi din fostul centru, mă rog, și actualul, că așa era cunoscut de pe strada Washington, acum are o denumire destul de complicativă, diagnostic, tratament, preventiv, boli și așa mai departe, care ține de Academie. Acolo sunt doi distinși colegi, chirurgi, flebologi și chirurgi vasculari, dr. Tony Feodor și Cristian Zampir. Ei, oarecum, așa tangențial se ocupă. Dar, desigur, din lipsă de timp, nu în măsura cu intensitatea cu care se ocupă acei specialiști care fac numai diagnostic și tratament în boala limfatică cronică, cum sunt medicii din centrul din Fulbi. Bineînțeles că ar fi foarte, foarte binevenit și un asemenea centru. Am înțeles. Asta ar însemna, în primul rând, ca cineva să-și ia o preocupare specială în direcția respectivă și să beneficieze și de o echipă, pentru că fiziokinetoterapia sunt lucruri diferite, asta nu mai țin de chirurgie, constituie o altă specialitate care la rândul ei trebuie să se profieze pe această nișă de tratament, așa încât rezultatul obținut să fie cel mai bun. Plecând de la acest mod de a vedea lucrurile, aș vrea să abordăm în continuare domeniul pe care l-ați denumit al flebologiei, al patologiei venoase și rămânem în sfera supra-specializării. Poate vă aduceți aminte, ne-am sfătuit împreună asupra intervenției la un pacient căruia evident nu o să-i dăm numele și care avea nevoie de o intervenție pentru varice de membre inferioare și care s-a operat într-un centru ultra-specializat din Germania, tot din Germania, la un chirurg care nu făcea decât operații de varice. Le făcea foarte bine. Pare foarte ciudat și mai ales în România, unde, sigur, chirurgii, în primul rând, începând cu cei de chirurgie generală, foarte greu acceptă noțiunea de nișe, în condițiile în care spun, bun, și eu ce să fac, nu o să facă decât cei care s-au specializat. Chiar și reglementările Ministerului Sănătății nu sunt favorabile acestui concept, dar el se dezvoltă, iată, și probabil că până la urmă tendința generală va fi în această direcție. V-aș întreba, deci, în ce constă în momentul de față tratamentul varicelor, mai ales că aici în România a fost și destulă impostură la un moment dat, categoric a fost, nu știu cât mai este în ziua de astăzi,
Ce ar constitui standardul în prezent în tratamentul varicelor membrelor inferioare? Da, e o întrebare foarte, foarte bună și cred că există mai multe răspunsuri. Eu încerc să fiu destul de distant vis-a-vis de acest subiect, pentru că eu personal am recunoscut de foarte multă vreme că un chirurg vascular care la un moment dat are anumite preocupări și care are o anumită adresabilitate pe o anumită nișă, cum spuneți dumneavoastră, de patologie, și vorbesc despre chirurg vascular, nu despre chirurg de chirurgie generală care se poate simți oarecum ofensat la un moment dat că nu mai are adresabilitate sau pentru boala varicoasă sau eu știu, colegii îl văd oarecum într-o anumită lumină nefavorabilă că mai operează varice. Eu la un moment dat chiar m-am delimitat vis-a-vis de abordarea pe de-a întregul a unui pacient cu boală varicoasă și să vă spun de ce. Eu sunt convins, colegul din Germania, sigur că numai asta face, dar nu face numai chirurgie deschisă a bolii varicoase. Pentru că la un moment dat și când s-a creat acest concept și s-a materializat acest concept de flebologie și de flebolog, ca monospecialitate, un flebolog, eu știu care ar corespunde din punctul meu de vedere al cerințelor și nu numai al meu. În Australia, de exemplu, există un curriculum, la fel cum există în orice specialitate și fiecare rezident de acolo trebuie să parcurgă niște pași. Trebuie să fie un bun diagnostician, obligatoriu trebuie să facă o ecografie cu o Doppler, cel puțin, dar în mod normal ar trebui să știe și celelalte metode de investigație non-invazive, care nu sunt puține, dar chiar și invazive, cum este flebografia, ar trebui să cunoască toate metodele intervenționale pe care le ridică boala venoasă cronică și inclusiv boala varicoasă. Pentru că, fac o paranteză, să spun, boală varicoasă înseamnă, de fapt, varicele, prin definiție, vene tortuoase și dilatate, dar care se dezvoltă într-un context de insuficiență venoasă a sistemului venos superficial, care trebuie dovedit, este o boală de reflux. Și, practic, tratamentul se adresează atât venelor varicoase cât și a zonelor de reflux, dar ele pot să fie însoțite și de alte modificări cutanate. Și atunci, flebologul trebuie să știe să facă și scleroterapie, flebologul trebuie să știe să facă și tratament endovenos de regulă hipertermic, respectiv, așa zis, ablația venii safene interne prin laser, prin radiofrecvență, prin aburi sau ablația chimică, și flebologul trebuie să știe să facă și cura deschisă, cura chirurgicală deschisă a varicelor, respective prosectomia, safenectomia și flebectomia, excizia pachetelor varicoase. Ca orice situație medicală în chirurgie, este obligatoriu să avem un diagnostic corect, pentru că într-un fel te adresezi bolii varicoase, așa zisele varicele hidrostatice, boala varicoasă primară, într-un alt fel te adresezi varicelor secundare și în primul rând aș menționa varicele din sindromul post-trombotic. Desigur, într-o altă manieră se abordează varicele congenitale, trebuie să avem un diagnostic foarte corect al bolii varicoase, atât din punct de vedere clinic, funcțional, cât și anatomomorfologic. Și, bineînțeles, trebuie să știm foarte, foarte corect care este indicația chirurgicală, pentru că nu orice varice se operează, nu se operează oricând. Și acum, dacă m-ați întrebat, fără să, eu știu, să fiu așa, să dau un răspuns, doar pentru că faptul că eu fac numai chirurgie deschisă în boala varicoasă, chirurgia deschisă, și repet, aici intră prosectomia, safenectomia, ligaturi de perforante și excizia pachetelor varicoase, flebectomia, chirurgia deschisă în continuare are un loc central. Și știu foarte multe centre din Europa care la un moment dat, și spitale mari din Europa, din țările cu medicină avansată, care la un moment dat au renunțat la procedurile endovenoase, care procedura endovenoasă se adresează strict numai teritoriul venei safene interne, că aici este câmpul mare de bătălie. Dacă safena internă se scoate prin chirurgie deschisă,
se face ablația prin chirurgia deschisă, prin acel stripping, îi zicem noi, într-un mod așa frumos, pentru că pacienții vin și spun cum îmi smulge safena, domnul doctor, așa ceva nu o să fac niciodată, eu vreau să mă operez cu laser. Deci rămâne o opțiune, chirurgia deschisă rămâne o opțiune, această ablație endovenoasă, hipertermică sau chirurgie deschisă, eu cred că în continuare poate să fie făcută foarte bine și de către chirurgul care practică chirurgia deschisă, rămâne în continuare o opțiune și repet, sunt multe centre în Europa care au revenit după un follow-up de niște ani de zile, au revenit asupra chirurgiei deschise, care într-adevăr este cu mai multă suferință din partea pacientului, dar cu mult, cu mult, cu mult mai sigură privind recidiva. Da, ați adus în discuție două aspecte. Primul e legat de noțiunea de specialist și specializare. Interesant și, bineînțeles, foarte adevărat ce spuneți, să confirme viitorul lucrul ăsta. În final, specialistul, vedeți, iese din sferele clasice de împărțire, că e chirurg, cum spuneați, că e ecografist, că are noțiuni de radiologie intervențională, în sfârșit, plus partea fiziopatologică, asta era inclusă în cunoștințele pe care trebuia să le aibă un terapeut care abordează o problemă. Trebuia să o înțeleagă fiziopatologic. Dar nu numai să o înțeleagă, e posibil ca specialistul viitorului să aibă nevoie de o calificare mai complexă, care iese din sfera strictă a chirurgiei și intră, cum spuneam, în sfera explorărilor funcționale, a imagisticii și așa mai departe. Însă, pacientul e interesat să îi se rezolve problema, deci el nu e absolut deloc interesat în specialitățile medicale, cum sunt ele împărțite, cum sunt ele compartimentate, ci caută locul cel mai bun în care să-și rezolve problema. Și acolo ți-ar putea să găsească un astfel de specialist cu o specializare complexă, dar care este capabil să-i rezolve problema. Încă o dată, asta se întâmplă nu numai în cazul varicelor, se întâmplă și în cazul altor afecțiuni. Al doilea lucru pe care l-ați adus în discuție este legat de metoda și asta pleacă și de la întrebarea pe care v-am adresat-o, care ar fi metoda standard de tratament al varicelor în momentul de față. Și aici se pune problema modei în chirurgie. Există la toate nivelurile, la un moment dat cineva introduce o aparentă noutate, foarte mult se grăbesc să limite, începe să se dezvolte o metodă și după un timp se constată că rezultatele cu acea metodă nu sunt pe măsura așteptărilor pacientului, ci din contră. Și iată cum se întâmplă și în această afecțiune și în operațiile care se fac pentru varicele membrelor inferioare, se revine la metodele clasice. Nu sunt, uneori par învechite, nu sunt atât de spectaculoase în sfârșit, dar rezultatele sunt mai bune. Și atunci când pacientul își alege astăzi o metodă pentru indiferent ce afecțiune, trebuie să fie foarte precaut, cei mai mulți se și documentează foarte bine de pe internet, există date, există cifre, dar există și opinia unor specialiști, cum sunteți dumneavoastră în cazul de față, și faptul că ați explicat pe baza experienței proprii și pe baza multelor, numeroaselor cazuri operate, că nu numai că nu e cazul să renunțăm la metodele clasice, ba chiar ar fi bine să revenim la metodele clasice, este important. Și atunci, din celelalte metode, ați pronunțat cuvântul laser, foarte la modă pentru pacienți, uneori îl înțeleg corect, alteori vorbesc despre cu totul altceva. Ce rămâne dintr-un tratament mai puțin invaziv în boala varicoasă, din celelalte metode? Revin la... Aici laserul chiar se potrivește, adică chiar se folosește laserul, pentru că el este folosit așa termen generic pentru a crește și din nefericire este folosit și de corpul medical, nu numai de către pacienți. În boala varicoasă, ca de altfel în marea majoritate a bolilor venoase cronice, se pleacă de la stilul de viață, este esențial.
De fapt, boala varicoasă este o componentă a bolii venoase cronice, această calitate de boală cronică, indiferent ce localizare, dacă vorbim de boală digestivă, o boală cardiacă, orice alt tip de boală, are nevoie de un anumit stil de viață, care înseamnă alimentație, care înseamnă genul de exercițiu, raportarea față de efortul fizic. Pentru boala varicoasă este foarte important să facem mișcare foarte multă, sigur în sistem aerob. Este important să nu stăm foarte mult în picioare, de fapt noi oamenii plătim tribut poziției bipede, este o boală caracteristică speciei umane, boala varicoasă. Sau să nu stăm foarte mult imobilizați, prelungit, profesii, este etichetată și cu o boală profesională. Eu știu un funcționar, un lucrător de birou care stă cel puțin 8 ore pe zi fără să se ridice, de pe scaun. Este foarte, 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 foarte importantă și absolut decisivă această compresie elastică externă, ciorapul elastic de regulă, pe care, bineînțeles, că le recomandă specialistul în funcție de zonele descoperite prin examenul ecodoper de reflux, dar de regulă, dacă se folosește un ciorap elastic la nivelul gambei, este suficient și tot specialistul este cel care recomandă gradul de compresie, pentru că și gradul de compresie de la un grad minim, un ciorap, eu știu, sigur, aici e o discuție, nu are rost să intrăm foarte mult amănunte, că e foarte stufoasă, depinde foarte mult gradarea de compresie, depinde foarte mult de țară, de furnizor, de producător și așa mai departe. Ideea este că de regulă sunt 3, maxim 4 grade de compresie în formele ușoare sau, eu știu, profilactic se folosește gradul 1, ultimul grad de obicei la în limfedemul cronic. Și fac o paranteză să vă spun apropo de centrul Foldi din Germania, acolo ciorapul elastic se croiește exact cum se croiește un costum de haine. Practic este foarte, foarte, uneori chiar rigid, este deosebit de compresiv. Practic este un ciorap individualizat, pentru că aici și în boala venoasă cronică și boala limfatică, compresia externă este deosebit de importantă. Studii hemodinamice, fiziopatologice, cum foarte bine a spus, și sunt perfect de acord cu dumneavoastră, pentru că în momentul în care înțelegi fenomenul, știi foarte clar și ce ai de făcut și știi foarte clar unde să te adresezi cu metoda ta intervențională. Este nevoie ca pacientul să se hidrateze bine, este indicat să evite de obicei expunerea la sursele de căldură, căldura în plus și orice pacient cu boală venoasă cronică știe că vara este cel mai rău. Aici este un paradox, că vara este cel mai rău, ciorapul elastic care și așa are un grad foarte scăzut de acceptare, este pacienții preferă să înghită 3 sau 4 tipuri de pilule decât să-și pună un ciorap elastic. E un termen acum, mie îmi vine numai complianță în minte, dar nu complianță, este termenul cel mai... prevenția este termenul corect. Deci, pacientul refuză să-și pună de regulă ciorapul elastic pe diverse criterii, vă dați seama cum l-ar purta vara, dar este o realitate, căldura nu face bine și trebuie să evităm sursa de căldură, să evităm efortul fizic. La pacienții care au varice voluminoase și încă n-au ajuns să se opereze, grijă, foarte mare grijă la traumatisme, pentru că am văzut foarte multe hemoragii chiar importante după un traumatism la nivelul unui pachet varicos și cam acest stilul de viață și compresia externă, fie că e elastică, fie că e inelastică, sunt principiile de bază. Bineînțeles, avem și medicație. Din fericire avem și medicație venotropă, din fericire avem și studii și avem medicamente recomandate, nu știu dacă e corect să folosesc nume, nu o să folosesc, dacă e corect și se acceptă, voi da și nume de medicamente, dacă nu, nu. Dar există și avem, ne bucurăm și de medicație venotropă în primul rând și, bineînțeles, în cazuri selecționate, tratamentul antitrombotic joacă un rol foarte important. Nu, noi am folosit numele în această emisiune pentru că e vorba de recomandări pe care vrem să le facem pacienților, așa încât măsura în care considerați că
puteți face astfel de recomandări, ce medicamente credeți că ar fi utile, le puteți face. Da. Deci Letralex a rămas în continuare venotropul cel mai uzitat, cel mai curtat, dacă nu este termenul cel mai corect, dar este cel mai curtat în sensul că a fost cel mai studiat, este cel mai des pomenit alături de alte venotrope și flemotrope din... Sunt foarte multe, foarte, foarte multe. Însă, dumneavoastră, la un moment dat spuneați de o anumită modă în tratament. Desigur că terapia hipertermică endovenoasă a apărut ca o modă, dar a apărut și ca o necesitate, pentru că dintr-o dată ne-am pomenit cu gradul cel mai puternic de recomandare în ghidurile de profil. Sigur, venite din Statele Unite, sigur că acolo este o activitate foarte înfloritoare la cabinetul privat și când noi ne trezim că este mult mai indicat să facem o ablație a venei safene interne endovenos hipertermic în cazul de față, e destul de complicat să lămurești pacientul că tu de fapt o să recurgi la operație deschisă. Însă, bineînțeles că literatura de specialitate ne-a venit în ajutor. Manualul de căpătâi al nostru, sub redacția unui ilustru specialist venit tot din Statele Unite, Robert Rutherford, când discută posibilitățile terapeutice, în cele din urmă și vorbind în termeni elogioși despre chirurgia deschisă, în cele din urmă spune că se lasă totul la aprecierea specialistului și a experienței serviciului respectiv și, bineînțeles, a pacientului care trebuie să fie foarte bine informat a preferinței pacientului. Da, aici am spus-o de mult, îmi permis să o repet cu această ocazie, pacientul devine parte din procesul de decizie. Îi se expun posibilitățile și în cunoștință de cauză poate să aleagă una sau alta dintre metode. Câteodată promovarea unui progres, unor real, altor doar aparent, modul în care se face promovarea unei metode poate să inducă în eroare pacientul, pentru că unele metode sunt promovate ca și cum ar fi extraordinare, miraculoase, mă rog, fără cusur, fără complicații, fără efecte adverse și după ani de zile se dovedește că nu e așa și atunci cred că dacă ar fi să dau un sfat pacienților, ar fi acela că trebuie să țină cont și de experiența centrului și a specialistului căruia îi se adresează. Pentru că o metodă nouă și care nu și-a făcut proba timpului ridică în principiu destule semne de întrebare. Da, uneori există tentația de a îmbrățișa nou neapărat. Ni se pare că aduce lucruri care, iată, sunt cu totul spectaculoase. Când e vorba de sănătatea proprie, cred că noțiunea de experiență a centrului, a chirurgului și experiența cu metoda respectivă ar trebui să fie un factor important de decizie. Trecem deci la ultimul capitol, să-i spun așa, pe care ne-am propus să-l abordăm, acela al așa numitelor arterite, arteriopatia periferică obliterantă, o boală teribilă, o boală cu multe consecințe, unele invalidante, amenințătoare de viață chiar. Care mai e stadiul? Mai întâi așa ca incidență în România, pe unde suntem, a crescut, a rămas la fel, a scăzut incidența acestei boli? Vă mulțumesc de întrebare. Ca să spun așa, trecem la artileria grea a specialității noastre și este, eu știu, marea noastră încercare. Marea noastră provocare sunt bolile arteriale periferice. Desigur, vorbeam despre arteria periferică fiind orice arteră, mai puțin arterele intracranie sau arterele care vascularizează inima, arterele coronare. Însă, în experiența de zi cu zi, serviciile de chirurgie vasculară sunt asediate de localizarea bolii arteriale la nivelul membrelor inferioare. În literatura de specialitate nu se mai vorbește despre boala arterială periferică, cea care vizează arterele membrelor inferioare. Nu se mai vorbește despre peripheral arterial disease, se vorbește despre lower extremity artery disease, despre boala arterială a extremităților inferioare. Este de departe cea mai frecventă. O idee. Altă idee este că boala arterială periferică
poate să fie pe de o parte o boală stenotic-ocluzivă și care se traduce printr-un sindrom de ischemie cronică sau acută, sigur cu un tablou clinic în funcție de arterele afectate. Vorbim despre o ischemie cronică cerebrală, vorbim despre stroke, despre accidentul vascular cerebral ischemic, vorbim despre o ischemie mezenterică cronică, vorbim despre infarctul acut de miocard, ca și eveniment acut. La fel se poate întâmpla cu rinichiul, sunt cazuri la nivelul trunchiului ceriac și ficatul și spina poate să sufere zone de infarct. Vorbim despre ischemie cronică la nivelul membrelor toracice și pelvine și vorbim despre ischemie acută. Aceasta este boala ocluzivă, dar poate să fie și o boală dilatativă și aici vorbim despre boala anevrismală, despre anevrisme. Un lucru cel mai important, de fapt, și care fac atât de importante aceste arteriopatii periferice și, aș spune, în primul rând, localizarea la nivelul arterelor cerebrale și arterelor carotide, dar și arterele membrelor inferioare, este faptul că atât pentru boala ocluzivă, cât și pentru boala dilatativă, factorul etiologic dominant este ateroscleroza, ateromatoza. Așa zisă boala secolului, să nu mai boala secolului până să schimbăm secolul și mileniul, dar a rămas aceeași boală deosebit de importantă. Boală care are în continuare o prevalență și o incidență foarte mare și revin la întrebarea dumneavoastră. Și dacă vorbim despre ateroscleroză, indiferent dacă facem scorurile de ateromatoză, pe care le pot face și medicii de familie, dar în mod special cardiologii. Cu atât mai mult dacă avem un pacient care se adresează pentru o suferință într-un anumit teritoriu datorată unei ischemii cronice, noi suntem obligați să stabilim la acest pacient cât de afectat este teritoriul coronarian, cât de afectat este teritoriul cerebral, cât de afectat este teritoriul de la nivelul membrelor inferioare. A fost făcut un studiu foarte interesant undeva la începutul, în anul 2004, este registrul RICI, un registru pe aproape 70.000 de pacienți, dintre care 8.000, jur de 8.000 cu boală, cu localizarea arterelor membrelor inferioare și mai puțin de jumătate n-au avut cu afectare carotidiană sau coronariană. Restul au avut fie afectare carotidiană, fie coronariană, fie ambele artere afectate. Deci o boală care în mod normal are o prevalență undeva, prevalența crește foarte mult cu vârsta. Desigur, toți ne dorim să creștem foarte mult prognosticul vital, să crească foarte mult longevitatea, însă vârstele înaintate aduc și o serie de afecțiuni cu ele. Una este boala aterosclerotică, boala vasculară periferică. Undeva între 65-70 de ani prevalența bolii ocluzive la nivelul arterelor inferioare este 25, poate să ajungă 30%, însă asistăm clar la o creștere a prevalenței aterosclerozei și implicit a bolilor arteriale ocluzive periferice. Și mai este un lucru important, deosebit de important, diabetul și care se cheamă diabetul zaharat. Pentru că diabetul zaharat este unul din principalii factori de risc a aterosclerozei. Ateroscleroza este practic rezultanta unor factori de risc și aș formula aici portretul robot. Bărbatul peste o anumită vârstă, la început când învățam poezia aceasta ziceam 65 de ani, însă acum în secțiile de cardiologie sunt îngrozitor de mulți bărbați de 40 de ani cu infarct acut de miocard de cauza aterosclerotică. Să spunem peste 60 de ani, deci bărbatul peste 60 de ani, fumător hipertensiv, dislipidemic și diabetic. Deci diabetul este unul din principalii factori de risc ai bolii aterosclerotice. Diabetul prin mecanismul vascular, neuropat și inflamator infecțios imunologic este practic un factor de mare, foarte mare agravare cu o mare capacitate de a complica boala arterială periferică, crescând foarte mult, după cum foarte corect spuneați, atât riscul membrului afectat, cât și scăzând foarte, foarte mult prognosticul vital. De fapt, se știe că un pacient cu boală arterială aterosclerotică, cu atât mai mult dacă asociază și diabet zaharat, are un prognostic vital la 5 ani mai prost decât
marea majoritate a pacienților cu neoplazii. Nu includem aici neoplaziile care au o mare agresivitate, cum sunt unele din neoplasmele digestive, neoplasmul pulmonar sau, eu știu, unele neoplazii cutanate, cum sunt melanomele. Da, bun, din categoria mare a arteriopatiilor despre care ne-ați vorbit, aș vrea să ne focalizăm pe două dintre ele, și anume, bineînțeles, pe arteriopatia membrului inferior și să ne spuneți care mai este situația în momentul de față și după aceea ați menționat artele carotide. Și aș vrea să discutăm un pic și despre segmentul ăsta. Deci, în arteriopatiile membrelor inferioare, care este stadiul actual al chirurgiei, ce progrese s-au făcut, ce rezultate se pot obține în prezent? Pe plan mondial s-au făcut niște... Este o evoluție spectaculoasă atât a metodelor diagnostice cât și terapeutice, lucru care se întâmplă și în medicina românească. Marea problemă a pacientului vascular în România este că sunt foarte puține centre de profil. Foarte, foarte, foarte puține centre de profil. Acum, desigur, în legătură cu resursa umană, lucrurile s-au mai echilibrat în ultimii ani cu ocazia unor medici specialiști care au rămas în țară și care au început să mai lucreze în unele spitale private. Însă, din punctul de vedere al spitalelor publice, lucrurile stau prost, pentru că există un număr foarte mare de pacienți cu boli arteriale la nivelul arteriei membrelor inferioare. Din fericire, din marele rezervor de acești pacienți, numai 3% dintre ei au ischemii critice, sunt pacienții care, într-adevăr, au nevoie de tratament intervențional. 1% din ei fac ischemie acute și ei au nevoie de tratament intervențional. Restul au forme de boală care pot fi gestionate și eu sunt un mare partizan al unei educații medicale continue, în special la nivelul medicului de familie, pentru că acolo este, de fapt, punctul de plecare, diagnosticul precoce, ce a trebuit, acolo trebuie făcut. Și noi care am făcut medicină intensă la momentul respectiv, de exemplu, eu pe dumneavoastră vă știu de când erați secundar la domnul profesor Setlacek, este mare inițiator de școală și om care a influențat foarte mulți medici, inclusiv pe mine. Eu fac chirurgie strict datorită personalității extraordinare a acestui colos medical care a fost profesorul Dan Setlacek. Dar eram în perioada de stagiatură, noi am făcut medicină diversificată și intensă. Diagnosticul bolii vasculare, inclusiv a bolii arteriale periferice, este un diagnostic foarte simplu față de alte boli și alte diagnostici. Eu cred că un medic de familie poate foarte ușor să-și pună în minte și în degete acest diagnostic, încât să poată face un screening, de acolo trebuie plecate lucrurile, să facă un screening. Și bineînțeles, pacienții respectivi să fie îndrumați către specialiști. Dar acest mare rezervor până la de acest mare zeu de pacienți, de până la 96-97%, pot fi foarte corect gestionați în ambulatoriu. Nu trebuie să mai invadeze unitățile spitalicești. Din punctul de vedere al diagnosticului și al tratamentului, într-adevăr, putem să spunem că și noi facem ceea ce să facem toate, abordăm toate metodele diagnostice și terapeutice care sunt în literatură, dar oarecum, prin lipsa numărului de unități care ar trebui să deservească acești bolnavi și această patologie, cu un mare caracter anecdotic. Da, ajungând deși la ultimul punct, cel al bordului artelor carotide, știm cu toții ce impact are un accident vascular în teritoriul carotidelor și asupra duratei de viață. E evident, de multe ori fatal un accident în acest teritoriu și asupra calității vieții. Sunt bolnavi care rămân cu infirmități groaznice, extrem de greu de gestionat, și
care creează probleme și medicale, dar și sociale. În ce măsură chirurgia vasculară din România este implicată în programul de asistență, începând de la prevenția potențială a accidentelor vasculare cerebrale și ajungând până la momentul în care se întâmplă un astfel de accident? Din punct de vedere al prevenției, chirurgul vascular joacă un rol foarte important dacă diagnosticul de boală ocluzivă cerebrovasculară se face în contextul altei patologii vasculare pentru care s-a prezentat pacientul și noi, după cum vă spuneam, aplicăm foarte strict evaluarea corectă a pacientului în toate cele trei teritoriile, evaluăm și teritoriul carotidian. Altminteri, este o problemă care ține de neurolog în mod special, de cardiolog și eu știu de alte specialități, dacă unii dintre acești specialiști au un interes foarte mare pentru boala vasculară periferică. Însă mă leg de o noțiune pe care ați folosit-o și care, sigur, este undeva la polul opus al medicinei de nișă sau vine în întregire a noțiunii medicinei de nișă, este echipa multidisciplinară care a ajuns la nivel de recomandare în ghid. Abordarea pacientului vascular periferic este recomandat la nivel de ghid să fie făcută într-o echipă multidisciplinară. Și să vă spun de ce. Chirurgia în România, eu vă spun că răspunde foarte bine provocării bolii ocluzive cerebrovasculare extracraniene. Răspunde foarte bine și cu atât mai mult, și este sigur un subiect care mă umple de multă bucurie, pentru că chirurgia deschisă rămâne chiar în acele ghiduri despre care vă spuneam, foarte pretențioase, în medicina foarte tehnicizată și foarte avansată, uneori chiar foarte robotizată, chirurgia deschisă rămâne metoda de elecție. Este stația finală la care vine un pacient care a fost corect diagnosticat și ideal este să fie diagnosticat precoce, folosindu-se acei factori de risc și screeningul de boală aterosclerotică prin evaluare imagistică, bineînțeles ecodopplerul arterilor cerebrale extracraniene. Este foarte important evaluarea corectă la primele simptome, pentru că marea majoritate a pacienților cu indicație 100%, nu marea majoritate. Indicația 100% în această patologie reprezintă pacientul cu stenoze critice simptomatice și când zic simptome spun accident ischemic tranzitoriu, spun accident vascular cerebral minor care recuperează într-o perioadă de timp, chiar și pacienți cu accident vascular cerebral major cu deficite motorii mari, dar care mai au o arie tisulară de recuperat, artera poate de asemenea să fie și are indicații de operabilitate și bineînțeles că și aici există un algoritm diagnostic și după un anumit timp o indicație chirurgicală. O să vă spun pe scurt, pentru că este un subiect care poate să țină o zi întreagă, o discuție de zi întreagă. O să vă spun pe scurt cum procedez. Diagnosticul, evaluarea și indicația operatorii în ceea ce mă privește, pentru că așa am văzut în străinătate, o pune internistul și cel care face imagine. Și care la un moment dat pune indicația chirurgicală pe care o știm și noi și pacientul este referit chirurgiei vasculare pentru acea intervenție clasică care se cheamă endarterectomie sau dacă placa a fost complicată și cu tromb, tromb endarterectomia de arteră carotidă. Da, vă mulțumesc foarte mult. A fost o discuție foarte interesantă și foarte densă. Vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Eu vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. M-ați onorat prin invitația făcută și m-ați făcut fericit pentru interesul pe care l-arătați pentru patologia vasculară. Sper să fie de folos celor care ne urmăresc. Vă mulțumesc foarte mult.